A început admiterea de toamnă la Universitatea Vasile Alexandrei din Bacău pentru studiile universitare de licență, master și doctorat. Absolvenții de liceu care nu s-au înscris în prima sesiune de admitere mai au o șansă acum în alegerea facultății în această toamnă. Oferta educațională include 35 de programe de studii universitare de licență, 24 de programe de master și 3 programe de doctorat. În perioada 4-15 septembrie, viitorii studenți se vor putea înscrie la Facultatea de Inginerie și Facultate de Științe Economice. Admiterea la Facultatea de Litere și Facultatea de Științe va avea loc în perioada 4-14 septembrie. Iar în perioada 4-18 septembrie la Facultatea de Științele Mișcării, Sportului și Sănătății, totodată viitorii doctoranzi se vor putea înscrie în prima sesiune de admitere în perioada 4-6 septembrie sau în a doua sesiune în perioada 11-13 septembrie. Românii de pe se vor putea înscrie până la 6 septembrie.